bine ați venit din nou, sau pentru prima dată, la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Primăvara Poeziei. Eu reactiv anunțarea că te-a pus în mine e tocătoa. Eu te-i săptăva să vezi festivalul, cu să-mi chertă din capăt. We welcome you again here to the 22nd edition of our festival, The Spring of Poetry. Întâlnirea de astăzi va fi sub semnul traducerilor și a recitării de poezie. Am mai acolo, am fordítások és a vers felolvasások nevében telik. Our meeting today will be about translating and reciting poetry. Iar festivitatea de închidere a festivalului nostru va fi tot astăzi de la ora 18 în sala Transilvania. Mai de festival zaro la șemine mo de uta. 4 ore por a Vigadova adesso. The closing festivities will be also today at 6 o'clock at sala Transilvania. La care vă invităm să vedeți un spectacol de dans și poezie a Teatrului de Stat din Debrecen. Ez alkalommal a Debreceni Állami Színház táncelőadására hívjuk Önöket. Where we invite you to see a theater show by Debrecen theater team. Și tot cu această ocazie va avea loc și o festivitate de premiere a poeților invitați din țară și din străinătate. Ugyanazon az alkalmon kerül majd sorra a költők díjazása is. Also today we will give a few prizes to some poets from Romania and other countries. Bun, să începem cu partea de traduceri și o să rog mai întâi pe Robert Șerban să poftească la telefon și să-i mulțumim pe această cale pentru că se află pentru prima dată la festivalul nostru. Robert Cserbánt kérjük először a mikrofonhoz, aki első ízben van közöttünk, és az övé a szó. Vă spun bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. E adevărat, poezia are această putere enormă de a te transporta unde nici nu ți-ai imaginat. E pentru prima dată când vin la Zalo, e pentru prima dată când sunt la Sălaj și asta datorită poeziei și mai ales organizatorilor noștri. Mulțumesc lui Daniel Sluca pentru invitație. He's very grateful to be here and he's thanking us for inviting him here. And the poetry has this role of uniting people and making them be together. Köszönetet mondok a szervezőknek és a kollégáknak azért is, hogy itt lehetek közöttetek. Első ízben járok Szilágyságban, Zilahon, köszönhetően ugye a költészetnek, melyek olyan csodája hozott ide, ami hihetetlen tájokra is képes elrepíteni. Mi e și simplu și greu să vorbesc despre traduceri, mai ales că pe standul din fața dumneavoastră e o carte care tocmai mi-a apărut în limba maghiară și doi dintre artizanii acestei cărți, editorul Adina Balaș și traducătorul Loran Petru, sunt în sală. Le mulțumesc, e un mare lucru să apari într-o limbă în care poezia e foarte puternică și e vorba despre limba maghiară. It's both easy and hard for me to speak about translation, especially that here on this table there is a book of Robert in Hungarian language, edited by Balázs Attila and Loran. And Petr Loran. So in a language that is so it's about translation. Örömmel látom, hogy most került asztalra a verseskötetem magyar nyelven, melyet Balázs Attila és Pető Loránd fordított és kezelt. Hát ilyenként is nagy alkalom számomra itt a fordítások égisze alatt beszélgetni a költészetről, főleg, hogy magyar nyelvű kötetről van szó, egy olyan nyelven, ahol a
költészet nagyon nagy erővel nyilvánul meg. În orice limba apar, poezia ta are o nouă viață și o nouă forță. In any language it is translated, your poems, poetry has a new life. Minden nyelven megjelenik a költészeti alkotásod, igazából egy új erővel megmutatkozó költészetről van szó. Iar dacă ai șansa unui traducător bun, poate că și poezia ta e mai bună în limba respectivă. And if you have the chance of a good translator, maybe even your poems is better in that language. Nagyon fordítóknak köszönhetően pedig még az is megtörténhet, hogy sokkal jobbá válik a versed a másik nyelven. Sunt convins că volumul meu, care se cheamă Tehnici de camuflaj, e mai bun în maghiară decât în român. I'm convinced that my book in Hungarian, Techniques of Camouflage, is better in Hungarian than Romanian. Én is vagyok győződve róla, hogy a magyar kiadás a könyvem címe különben kamuflás technikát valószínűleg sokkal jobban szól magyarul, mint román. Orice literatură datorează enorm traducătorilor săi. Any literature owes a lot to its translators. Minden szép irodalom nagyon sok, hát nagyon nagy, nem tudom kifejezni magam. Tartozik. Tehát nagyon sokat köszönhet minden szép irodalom a fordítóknak. Dacă n-ar fi traducătorii, mă rog să vă imaginați cum ar fi să stați închiși între patru pereți. Traducătorii sunt ferestrele și ușile noastre către lume. Without translators, imagine how would it be to be locked between four walls. The translators are the windows towards the world. Putem a fordítóknak olyan szerepe van, mintha bent ülnél egy bezárt szobában, és ők maguk az ablak. Intrăm în contact cu alte culturi, ne conectăm la alte culturi, știm mai mult despre lumea asta și despre literatura ei datorită traducătorilor. We connect with other cultures, we know much more about other cultures thanks to translators. Fordítóknak köszönhetően tudunk kapcsolódni más világokhoz, más kultúrákhoz. Și omagiul meu acestor oameni care fac enorm și de foarte multe ori rămân într-un fel de semi-anonimat, deși îi merită prima pagină, prima copertă, exact ca și autorul acelei cărți. And I want to thank these people who deserve to be on the first, on the cover and on the first page, even though in many cases they remain in a semi-anonymity. Hálás vagyok a fordítóknak, még akkor is, hogyha nagyon sokszor hát a háttérben maradnak, ők valójában megérdemlik az, hogy egy fordított verses kötet címlapjára kerüljenek, vagy a borítójára. Și în încheiere, dovada cea mai bună a ceea ce am spus până acum sunt cărțile multor scriitori care au apărut la editura AB din Budapesta, grație traducătorului Atilo Pala și celor care au tradus. Mulțumesc! Îl invităm în continuare pe Stefano, Dono din Italia. Grazie per essere qui. Mulțumesc pentru că m-ați invitat aici. Sono onorato di far parte di questo di questa comunità di poesie. Sono onorato di far parte di una certa comunità di poesie.
Istenünknek mit lenni közöttetek a Költők Társaságában. Ringrazio Mr. Sándor Hermosi, Mr. Axel Balas per l'opportunità e il professor Daniel Sauka. E volevo leggere. Înțeles, mulțumirile se îndreaptă spre Loran, spre Balas Avila și spre Daniel Sauka, evident, pentru invitație. Grande manifestazione, ma mi sento di condividere con voi qualcosa. E o manifestare minunată, însă simt nevoia să împart cu voi ceva. E nagyon szép együttlét ez a fesztivál, de szükségét érzem annak, hogy valamit elmondok nektek. La mia ricerca sulla poesia è sul posto umano. Cercetarea mea în ale poeziei este despre post uman. Perché? Dopo un incidente di auto mi sono sottoposto a un intervento per sostituire parte del mio corpo con elementi cibernetici e chip sottocutanei e chip cerebrali. În urma unui accident auto am fost supus unor intervenții chirurgicale care au presupus inclusiv implantarea de elemente cibernetice sub piele și așa mai departe. A tema amiről beszélek, a posthumán vagy emberen túli szituáció, és ez pont egy személyes történetem, ez kötődik egy balesethez, melynek nyomán ilyen kibernetikai eszközöket is be kellett építeniük a szervezetembe. Da questo momento la mia vita è cambiata totalmente. Non so se sono umano o no. Din acel punct, viața mea s-a schimbat în mod hotărător. Nu sunt sigur dacă mai sunt în totalitate uman sau nu. Azóta teljesen megváltozott az életem, és nem vagyok már egészen biztos abban, hogy még mindig ember vagyok-e úgy, mint az előtt. Naturalmente questa è una finzione, è una possibilità. E anche la poesia è una possibilità. Noi tutti siamo possibilità. Grazie. Evident, aceasta a fost o poveste, o ficțiune, o posibilitate, pentru că noi toți suntem, de fapt, una din posibilele și multele posibilități. Mulțumesc! Amintem un domnul de ficțiune, îi spuneam, egy lehetőség vagyunk. Mulțumim, Stefan Odono. În continuare îl invităm pe domnul Gary Luz, din Scoția. Good morning. And please excuse me. I'm actually losing my voice. I think I lost my mind many years ago, but today I'm just losing my voice. So please bear with me if I falter. The subject of translation is very dear to me. In my country, in Scotland, there are three languages, but they tend to be isolated from each other. Gary, please translate my colleague. Please forgive me because I'm losing my voice earlier. Vă rog să mă iertați, îmi pierd vocea. În Scoția, în țara mea, sunt trei limbi, se vorbesc trei limbi. Azt mondta Gary Lewis, hogy az ő országában, Skóciában három nyelv él, és ez a három nyelv úgy néz ki, hogy szigetelődik el egymástól. And it's a matter of great sadness that these languages are not translated necessarily one to the other. So, este foarte trist că aceste limbi nu sunt traduse una către cealaltă. Elég szomorú, hogy ezeket a nyelveket nem fordítják egyikét a másikra felé. So, in fact, my poetry is translated into more languages outside my own country when it could be translated within my own country.
De fapt, poezia mea este tradusă în mai multe limbi din afara țării mele, când ar fi putut fi tradusă în limbile țării mele. Az van, hogy a költészetemet az országon kívüli nyelvekre fordították le inkább, ahelyett, hogy a saját országom nyelveire fordították volna. And when I go about doing workshops, talking to students in schools and universities, când mă duc și fac ateliere și workshop-uri și vorbesc cu studenții și cu elevii în școli și universități, mikor műhely tevékenységet tartok egyetemistáknak, diákoknak, iskolákban, egyetemi közegben. I like to engage the students in translating from one of their own languages into another of their own languages, but also, as here in this country, people speak other languages, so we can have a big mixture of translation workshops for young people. Deci când mă duc la aceste întâlniri cu copii, îmi place să îi să ne jucăm, să îi angajez în a traduce lucrările lor în alte limbi. Cum e și în România, aici la noi, unde oamenii vorbesc mai multe limbi și își traduc lucrările unii altora. Arra szoktam biztatni ilyen alkalmakon a diákokat, hogy fordításokat végezzenek az általunk beszélt és a saját országunk különböző nyelveire. The students are amazed at the wonders they can achieve simply by changing from one language to another. Studenții sunt surprinși și se minunează întotdeauna de ce minuni sau miracole pot obține doar schimbând dintr-o limbă în alta. Ilyenkor látom, hogy mekkora döbbenet számukra az, ahogy felismerik, hogy az egyik nyelv a másikhoz képest megadja azt a csodát, hogy szinte újólag értelmezheted saját magadat. So in this way, as we come to know ourselves in our own three languages, we are in a position therefore afterwards to invite many other languages into our own country to be translated into one of the three languages of Scotland. Și având aceste trei limbi care se vorbesc în țara mea, avem posibilitatea de a invita multe alte limbi din afara țării ca să fie traduse în una sau în toate cele trei limbi. Mint hogy három nyelvű az országom, nagy lehetőség ez arra, hogy más nyelvű, tehát más nyelven beszélőket is meghívjunk, és hogy azt a szöveget a benti nyelvekre fordítsuk. And my great hope, of course, is that some of these students become professional translators and move on into other languages and introduce us to different cultures, rich cultures from around the world, and in exchange send out some of our own culture to other people across the world. Și speranța mea este ca unii dintre acești elevi să devină traducători și să ne introducă în alte culturi și să le aducă și pe acestea în cultura noastră. Az a reménységem, hogy diákjaink közül lesznek majd jó fordítók, akiknek köszönhetően majd megnyílnak számunkra az eddig idegen kultúrák világai, és mi is elvihetjük üzenetünket más kultúrák számára. Without going into it too deeply, none of this is possible without government and cultural funding. Fără să intru în detalii, nimic dintre toate astea nu se poate realiza fără fonduri de la instituțiile guvernamentale. Egyértelmű, hogy mindez megvalósíthatatlan projekt volna a kormány és a hatóságok finanszírozása nélkül. My own government says we can build roads, we can build infrastructure, but we have only pennies left for translators and poets. Guvernul meu spune că noi putem construi șosele, putem construi infrastructură, dar avem numai bănuți pentru cultură.
Az én kormányom hatalmas összegeket fordít infrastruktúrára, a jó utakra, de sajnos a fordításokra csak az apró pénz marad. And I think the last and most important point that was made by Mr. Robert there is that a translator, a good translator, is making something entirely new from somebody else's words, frequently better. Și punctul cel mai important pe care l-a subliniat și domnul Robert Șerban este faptul că un traducător poate face dintr-un poem o piesă chiar mai bună decât originalul. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy ahogy Robert Cserván is említette, egy fordító sok esetben valaki másnak a szavaiból és másnak a nyelvéből egy annál még akár jobb alkotást is kihozhat. In this way poetry translated is a co-creation, and I agree, as I'm sure everybody does here, that the name of the translator should be equally large on the front cover with the name of the poet. Sunt de acord cu cine a spus că numele traducătorului ar trebui să fie pe prima, pe copertă, de aceeași mărime cu cel al autorului cărții, pentru că se întâmplă o dublă creație aici, nu este doar creația autorului, ci și a traducătorului. A fordítás valójában együttalkotás, ezért értek egyet azzal a meglátással, hogy a fordító neve ott kell szerepeljen a könyvborítón. So I have nothing more to say except to thank you. I don't know how I sound to you, but to me I sound a little bit like a frog, for which I apologize. Vreau să vă mulțumesc. Nu știu cum îmi sună vocea și cum auziți dumneavoastră, dar pentru mine sună ca cea unei proaște. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést a hangomért. Mulțumim. O să mergem acum la recitalul de poezie și invit pe poeții prezenți să citească în principiu poemul din antologie și încă un poem dacă l-au tradus, dacă nu oricum o să vedem la fiecare în parte. Este un recital destul de lung, așa că o să vă rog să avem răbdare unii cu ceilalți. Now I'm inviting the poets to recite their poems. My suggestion would it be to read the poem from the anthology because we have the translations for that one and or another one if they want to. And the ones that we already have the translations for, we will read. Most pedig következik a felolvasás, ami egy kicsit hosszú lesz ahhoz képest, ezért türelmet kérünk mindenkitől. Megkérjük a költőket, hogy az antológiába foglalt versüket olvassák fel, mert annak van meg ott a fordítása, így lesz követhető. De ha nagyon óhajtják, akkor egy másik verset is olvashatnak. Ne bucurăm că pentru prima dată este prezentă la festivalul nostru doamna Aura Cristi, laureata Premiului Academiei Române. We are very glad that for the first time at our festival, Mrs. Laura Cristi is present here today. Aura Cristi, kérjük a mikrofonhoz, elsősorban. E un dar ce mi-ați făcut. Mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc poetului și traducătorului Attila Balas. E o baie de poezie. Primăvara începe abia acum în forță și se vede după timpul frumos, ziua însorită care ni s-a dăruit azi. Ce se întâmplă? Le rog. I thank you so much, my dear friends, and especially Mr. Balazs Attila, who invited me, who made it possible for me to be here. And this is a
bath of poetry, as the beautiful weather outside proves. Örvendek, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívóknak, Balázs Attilának személyesen is, hogy itt lehetek, és hát örülök ennek a szép napnak, ugye igazából most kezdődik el a költészet tavasszal ezzel a szép napos idővel. Felicitări pentru ce faceți aici, în nordul României. Congratulations for what you're doing here in the north of Romania. Prin acest festival și prin multe alte acțiuni, vârful de lance, rămânând festivalul, Zalăul e transformat într-un centru cultural al României. Through this festival and other actions, but this festival is, in my opinion, the most important thing that puts Zalău in the center, the cultural center of Romania this time. Gratulálok a szervezőknek ezért a fesztiválért, Észak-Romániának ez az egyik legerősebb rendezvénye. Több más egyéb rendezvényen együtt, Zlak a költészet egyik fontos pontjává vált. Și de fapt, pentru că avem aici o Republica Poeților, e capitala României aici, în aceste zile. And because we have now here a Republic of the Poets, this is the capital of Romania these days. Annál fogva, hogy ilyen sokan vagyunk itt szinte költők köztársaságát kialakítva, Zilak egyben az ország fővárosa is ma. Așadar, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. O să vă citesc la invitația lui Daniel, care e vinovatul acestor zile, poemul din antologie și încă unul scurt. Templu. Stau în trupul meu ca în cel al mamei. El nu-mi e însă nici oază, nici templu, nici pământ, nici iarbă, nici talpă, nici liman, nici amintire. Trupul meu nu seamănă cu mine, nici cu părinții mei, nici cu părinții părinților mei, dar în coloana lui eretică, în beznă, abisul răcoritor se păstrează în leneșă creștere, memoria, sângele, apele, visele, capriciile, somnul părinților mei și al tuturor strămoșilor. Trupul meu n-a fost creat după chipul și asemănarea mea. Trupul meu seamănă cu altcineva, mai tânăr, mai frumos, mai aprins. Cine ar putea să-mi nege dorința de a locui un trup desăvârșit? Vine geniul meu protector cu armată de genii romane și îmi poruncește: alege. Stau în fața acestui zid frumos, viu, frământând, aproape uman și nu pot, nu pot să mă decid. Și pe celălalt îl citesc ca să-i simțim melodia. Da. În limba maternă, adică limba română, citește, rog. Perfect. Mulțumesc. Să nu te speri. Să nu te speri orice s-ar întâmpla. Iarba e la fel de verde ca altădată, căzuți pe gânduri, pe gașii luminii, te răsfoiesc ca pe o carte și întârzie de parcă și-ar fi găsit liniștea
într-o casă a nimănui. Să nu te speri, toamna de semne din ochii nu se știe cui. Totul se acoperă de cenușa anilor, cad heruvim prea copți din cer, zumzeie destinul, a venit vreme, se sparge cercul vârstei de fier. Să nu-ți fie teamă, sunt aici, te aștept în miresme, vulturi, culori, acest drum de țară e mâna mea călcată de tine, de atâta ori, de atâta ori. Mulțumesc frumos și vreau să-i mulțumesc în chip special, făcând o reverență în fața poetului și traducătorului Attila Balázs, care e un monument viu. I want to especially thank you, Mr. Attila Balázs, who is a live monument. Meg szeretném köszönni személyesen Balázs Attilának, aki egy élő emlékmű. Attila a tradus peste 60 de titluri din limba română în limba maghiară. Attila translated more than 60 titles from Romanian to Hungarian. Îi mulțumesc că a tradus și din poezia mea, așezată în matca culturii și civilizației maghiare. And I thank him that he translated from my poetry too. He put it in the matrix of Hungarian culture. 60 fordítnál is több fordítása a román nyelvtől magyarra neki, és ezek között az én munkám között is került, amiért köszönetet mondtam. Én mondtam, hogy existe. I thank him for being. Și doresc culturii române cel puțin 10 ambasadori vii ca Attila Balázs. Mulțumesc tare mult. And I wish to the Romanian culture at least 10 cultural ambassadors like Attila Balázs. És kívánom a román kultúrának, hogy ilyen nagy követei legyenek, mint Balázs Attila. Vă invităm în continuare să ne citească pe domnul Olaf András din nou la festivalul nostru. Mindenek előtt hálásan köszönöm, hogy immár nem is tudom, hanyadik alkalommal itt lehetek. Az előbb kérdezték tőlem, hogy mikor voltam itt először is, nem tudom megmondani, valamikor a 2010-es években először. Köszönöm, vagyis mulțumesc frumos pentru invitație. Am fost întrebat și n-am putut răspunde în care an am fost prima dată la Zalău și pentru a câta oară mă aflu aici. Undeva prin anii 2010 a fost prima dată. Thank you for your invitation. I've been asked how many times I've been... when was the first year I was in Zalău? And I couldn't answer for sure. But I think it was sometimes in 2010. És akkor megengedik, felolvasok két verset, én is követve az előző példát, az egyiket olvashatják mögöttem. Hibátlan hajnalok. Navigáció nélkül a viruszkónk a hétköznapok taposó atlái közt bekeretezett fényképeknek öltözve. A múlt kísérleteik csüntek a falakon, sterilizált emlékek. Kapaszkodás és kétségbeesés. Örvénybe örvénybe összevisszaság. És azok a hibátlan hajnalok. Az a sok véletlenszerű találat, amiről egy Moszkvából hozott bakelit lemezen Viszocki énekel. És a feltűnt ágy melege. Az egymásból vadó mesztelenség. És a mozdulatokat diktáló dallamok. Ahonnan szökni már nem lehet. Hámasz ki félszegű diából. Örkünk föl, ne törj semmi. Véletlenszerűen bújtam meg fel a szavak, amelyekből tárgyas útmondat nem születhetett. Csak a minden kívánó áhított, és az az egyetlen, eltévedt pillanat. A másikat pedig az aktualitása miatt.
vette meg őt. Újkori mesék. Hamupipőke vájai mutogatja egy színes magazin címvonalán. Piroska farkas a megasztár, Csipke Rózsika valóságsóban hetek, a kisablány olcsó kávét reklámoz a török bazárban, ahol Alibaba kínálja alkalmiáron Aladdin lámpását a bámész turistáknak. Odébb rágógumit rágcsáló amerikai katonákkal kusznak Harun al-Rashid repülő szőnyegére. Hófehérke csizmás pantlugolatójában táncol, vetkőzik is, ha kell. A hét törpe ugyanitt kidobó ember. Csak az ólom katonák állnak rendületlenül, emlékeny konyhaasztalán. Egy kedvenc még a tudomásom, hogy ismét kinőtt a sárkány két feje. Mulțumim, în continuare îl invităm pe Robert Șerban, așa cum spuneam, pentru prima dată la festivalul nostru. Mulțumesc încă o dată. Înspăimântătoarea poveste de dragoste. Din mine nu va mai rămâne decât o impresie, un zvon, o bârfă, o bănuială, o mână de cuvinte. Din faptele mele nerușinoase, din greșelile mele de neiertat, din energia pe care am pompat-o în tot ce am făcut, nu se va mai ști nimic, nimic, nimic. Poate doar că a fost vorba despre un băiat bun, un tip harnic, săritor, cum se cade, șters, un fleț, o lichea nenorocită, o lepră, un căcăcios de doi bani, adică nimic care să conteze. Și nimeni nu va mai avea timp să mă recompună cât de cât din niște pete și din niște linii măcar, ca un pictor nătâng. Îmi vine să urlu fără să mă opresc, încât peste 1000 de ani, peste 1 milion de ani, urletul meu să meargă din gură în gură, ca o înspăimântătoare poveste de dragoste ce a salvat omenire. Ceva scurt, ca să nu fie lung, nu înțeleg. Cioburi. Ai spart vreodată o sticlă? Ai adunat cioburile? Te-ai tăiat la degete? Vezi? Prietenii sunt precum cioburile. Deși curge sânge, continui să le strânge. Dacă nu mă înșel, pentru prima dată la festivalul nostru din Ungaria, doamna Kegel Ildikó. Első ízben, Filahon Magyarországról Kegel Ildikó. Első ízben vagyok itt, üdvözlöm Önöket, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Pentru prima dată aici, mulțumesc foarte mult pentru invitație. I'm for the first time here, thank you for inviting me. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de van ebben valami szomorúság, hogy Zila és Miskolc a városa, honnan én jövök, alig 300 kilométerre van egymástól, és én mégis először járok ebben a városban. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy itt lehetek. Din Miskolc sunt 300 de kilométri distanță, sunt pentru prima dată, este ceva interesantă în treaba asta. From Miskolc to here there are 300 kilometers. It's a bit of a distance, so this is really important for me to be here. Azért is különösen örülök ennek a meghívásnak, mert most aki egy olyan verses kötetem, ami hála Istennek angol nyelven is, angol nyelvre is lefordításra került. Ezt nagyon szépen köszönöm Gyermán Tóth Mártának, és nagyon szépen köszönöm Balázs F. Attilának. Am venit la acest festival cu un volum care a fost tradus în engleză și mulțumesc pe traducătorilor, Balázs F. Attila și încă o persoană. I came here
with a book that has been translated into English, and she's thanking for this to Mr. Balázs at Attila, and Gyermántot Márta. Egyetlen dolgot szeretnék még kiemelni. A fordítások rendkívül fontosak. Egészen más aspektusból értelmezzük a saját alkotásainkat és önmagunkat is. Ugyanakkor számomra egy alapélmény, amit egy magyar író, költő, a 20. századi magyar líra és próza egyik legjelentősebb alakja fogalmazott meg. Őt úgy hívták, hogy Kosztolányi Dezső. Nagyon hosszú lesz lefordítani. Akkor talán ennyit érdemes lesz, amit most fogok mondani. Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, újságíró. Sok nyelven beszélt, de a magyar nyelvhez fűződő alapélményét így fogalmazta meg. Az a tény, hogy magyar vagyok, hogy magyarul beszélek, magyarul gondolkodom és magyarul írok. Életem legnagyobb alapélménye, amihez fogható nincsen. Dezső Kosztolányi unul, mint a csinál importanc poét magyar, sajt mát relácia szánt limba magyar, a felulormator, szönt magyar, gândesc limba magyar, și acest lucru este experiența mea fundamentală de viață. Poetul Dezső Kosztolányi expressed his relationship with his own language in the following way. I'm a Hungarian, I speak Hungarian, and this is my life experience. És jön a vers, a hagyományokhoz hűen én is két rövid versemet szeretném felolvasni, az egyik az antológiában szereplő, amelyet magyarul fogok, és a másik egy egészen jó falnyi versem angolul. A szerelem lefolyik a sírú csatornán. Mint egy pogány poézis, lüktet bennem minden szabad. A múlón ülünk, érett sárga barack a nap. A Tihanyi félszigeten hajunkba túl a szerelem. Kabócák dala hímzi az alkonyati eget, szörpöt szürcsölünk, azt kérded, élnék-e veled? Szép itt, és nem a te hibád, hogy én már mindig kétkedek. Pedig tökéletes dinamikával áradnak terveink. Színültig töltik a nyarat, de tudom, ősszel lefolynak mind a sírú csatornán. Eighty. For the surgeon. 18 years I carried you on my skin, often under my skin. Words are better less silent here, for that can be said anymore. Who shall speak in this poem, and whoever it is the floor, can accuse you of touching my body. While I am gray, I came of age, and there you are what seems. Köszönöm szépen! Mulțumim! Și acum o să continuăm cu recitalul poetic și o să-i rog pe cei pe care îi menționez să citească un singur poem. Dacă avem traducerea acelui poem, o să recite și Corina în limba engleză sau în limba română. Dacă nu, pentru muzicalitatea poeziei, o să ascultăm în limba maternă. The following poets I will invite to read. I will ask them to read just one poem. So if we have the translations, I will read the translation in English or in Romanian. If not, we will just enjoy the musicality of the language. Akik most következnek, azokat felkérjük, hogy egy verset olvassanak fel, és ha van fordítás, akkor azt mi is másik nyelven elolvassuk. Ha nincs, akkor anyanyelven olvassák. Începem această parte a festivalului cu doamna Neșe Iașin din Cipru. Neșe
read my poem with this tulip, because my poem is an image of the tulip, and this gentleman who made this for me. Szükséges lesz ezzel a tulipánnal felolvasnom a verset. Kim bilir belki de evimizi öldüren mevzilerde silah çekerken sen, bir çocukluk kederinde uyuşurdum, ölümler geçerdi iç çekişimden. Ta o zamandan bilirdim bir gün ruhumu çalacağını. Ben merdiven aralıklarına kaçıp aile cinayetleri için ağlarken, geleceğe dair düşler fısıldardı içime doğan ışık. Üç melek zuhur etti. Biri kızıl bir lale getirdi. İkincisi senden bir buse. Üçüncüsünün boştu elleri. Sıkılarak baktı yüzüme. Sonra şehitlerin ortakları kanlı giysileriyle koştu ardımdan. Tarih öğretmenin cennet kapısında yalan okudu. Öyle çok, öyle çok bekledim ki seni ıssız Babil kulelerinde. Çıkar asker giysilerini ve yanıma gel. Ölmüşlerin ruhundan üç çocuk ver bana. Biri acıları unuttursun, diğeri toprağı avutsun. Üçüncüsü şehri dolaştın geceleri, ağlayan annelerin elini tutsun. Lumina crește în mine. Cine știe, poate în timp ce tu trăgeai de pe baricadele care ne-au ucis casa, obișnuiam să mă topesc în tristețe copilărească și morți treceau prin suspinele mele adânci. Știam atunci că într-o zi îmi vei fura sufletul, în timp ce fugeam spre spațiul dintre scări, plângând din cauza crimelor din familie, vise din viitor au șoptit. Lumina care crește în mine. Au apărut trei îngeri. Unul a adus un mac roșu, al doilea un sărut plânt din partea ta, al treilea era cu mâna goală. Jenat, m-a privit în față. Și apoi fantomele martirilor m-au urmărit în hainele lor îmbibate de sânge. Profesorul meu de istorie citește minciuni la porțile raiului. Te-am așteptat atât de mult timp în turnurile pustii ale Babilonului. Scoate-ți hainele de soldat și vino aproape de mine. Dă-mi trei prunci dintre sufletele morților. Unul care să mă facă să uit toată durerea. Celălalt să consoleze pământul. Al treilea să rătăcească noaptea prin oraș și să țină de mână mamele care plâng. În continuare, Ioan F. Pop, un singur poem, te rog. Da, în primul rând aș vrea să vă spun că mă simt bine să fiu invitat în județul în care m-am născut. Pentru asta îi mulțumesc lui Daniel său cap. Aș vrea să spun două cuvinte despre traducere. Traducerea este singura trădare benefică. Și aș vrea să vă spun și o vorbă despre poezie, că ne aflăm la Festivalul Poeziei. Poezia este prima și ultima aventură a limbajului. Restul este evident. The rest is silence. Restul este trecere. Și o să citesc poema. Poemul fără început și fără sfârșit. Un sunet stins cu trăiere ruinele timpului. Zbaterea unui asfințit care nu va mai răsări nicăieri. Plânsul vegetal așteptat la prima cotitură a înghețului. Izgonit între două bătăi de proape. Privirile care zboară în cerul încă nescrise. Picătura unui gol se cuibărea ca un vierme în piept. Totul multul acela rezidea în alte încercări neștiute, în trupuri de întuneric pe care nu le mai purta nimeni, în trupuri în care clipele s-au împotmolit. Vine o vreme, ca și acum, ca și cum deja a venit,
vine un cuvânt care nu mai poate fi rostit de nicio tăcere. Vine, tot vine ca o rătare, poemul fără început și fără sfârșit. Mulțumesc! Mulțumim! În continuare, Marcel Lucaciu. Dese rectute. Mă vizitează bătrânețea în haine ponosite. Fără să bată, intră la mine în piept, răscolind arterele mele rebele. Dezamăgită, găsește doar versuri nescrise. La plecare îmi spune din prag: fii liniștit, moartea nu o să te doară mai mult decât viața. Mulțumesc! Mulțumim! În continuare, Alex Pausides din Cuba. Gracias, Salau. La poesía es un arte de comunicación y no debemos renunciar a ser escuchados, ya sea desde la emoción, desde el pensamiento, desde el sentimiento, en ese arte que ha perdido la conversación. Y la poesía es eso, una pequeña conversación, ya sea en el oído o en la plaza pública. Galápagos. Los cetáceos se suicidan en las islas. Nadie puede apartarlos de la muerte. Pescadores que se hacen a la mar intentan volverlas a las aguas, pero las ballenas, sordas de candor, renuncian al azul, al trueno de las olas. Yo no sé qué canto de sirenas entona en Galápagos la boca del abismo. Yo solo sé que finos de mudez se lanzan a la costa los cetáceos. Pareciera que buscan en las conchas ese modo de dormir profundamente que en el lecho marino es imposible. ¿Será que ansían eternizarse al sol, tomar el soplo de los pájaros que pueblan el ámbito del trópico? No sé si buscan el sueño esas bestias dóciles. Yo solo sé que renuncian a la clara redondez de un mundo de hipocampos y sargazos, que la luz es implacable y que la muerte sabe a algas y gritos marineros, que tratan de sacarlas a bordo, pero la muerte elegida es dulce y triste, y se escucha lejos el viento entre los árboles, y todo queda quieto en las arenas, como si no tronchara el horizonte esa mole tierna y sin estruendo que regresa a quebrar la línea azul con su muerte callada, acusadora. Gracias. Galápagos. Cetacele se sinucid pe insule. Nimeni nu le poate împiedica. Pescarii încearcă să le arunce din nou în apă, dar balenele surde de candoare lasă albastrul tunetului valurilor. Nu știu ce cântec de sirene intonează gura abisului în Galápagos. Știu doar că cetaceele mute eșuiază pe coastă, parcă privesc la scoici și dorm liniștite, într-un fel în care e imposibil să o facă pe fundul mării. Probabil tânjesc după soare sau după cântecul păsărilor care populează tropicele. Nu știu dacă aceste bestii docile își doresc somnul, știu doar că renunță la rotunjimea lumii hipocampilor și sargasului, că lumina le pare necruțătoare și moartea are gust de alge și de țipetele marinarilor care încearcă să le aducă la bord. Dar moartea pe care au ales-o este dulce și tristă
și se aude vântul printre copaci și totul e nemișcat în nisipuri, de parcă nu ar fi tăiat orizontul acea masă fragedă și mută care rupe linia albastrului cu moartea ei tăcută și acuzatoare. În continuare, Ion Pițoiu Dragomir, un singur poem, vă rog. Este încă o primăvară serafică. Sevele și sângele sufletului nostru se pregătesc să-l întâmpine pe Mântuitorul în viața lui eternă, să-i fim alături. Stupii lui Moromete și noaptea când luna pune de mămăligă, ele rămân ca niște lumânări albe. Bă! Le-am zis la vecin, voi tot umblați după amnar și după iască, tocmai când vedeți porumbeii cu aripile vâlvoi deasupra crengilor. Parcă ați vrea să le dați foc, să le faceți zborul flăcări. Și nu e bine deloc, nu e bine. Mai ales că voi nici nu vedeți cum trebuie. Vă uitați adevărat, numai că nu vedeți. Vă uitați, mereu vă uitați, dar vedeți ceva? Vedeți ce trebuie? Că vine uneori, vă vine așa, să puneți pe pâine ceva așa, să vă îndulcească sufletele arse, că pământul doarme cu voi în pat. Adică vă fierbe gândurile noaptea când luna pune de mămăligă, lumânările albe ale florilor de salcâm dau pe pereții înalți ai cerului cu miresme. Te gândești atunci cum să-ți faci din femeia ta regină albastră. Și-mi vine să iau o coajă de pâine și să mă duc sub salcâm. Mă, să-i zic, parcă ești încărcat de albine albe și de miere și de cântec, chiar pe tine amuntru. De-aia le spuneam eu la băieții mei că pământul e făcut și din sânge negru, și din sânge verde, și din sânge albastru, și din sânge de lumină, și trebuie să-l duci în inimă ca pe o candelă dată cu drag de Dumnezeu. În continuare, îl invit pe domnul Holma și Șandor. Mulțumesc frumos, dar pentru citesc o poezie foarte scurtă de două rânduri și o idee foarte scurtă cu două rânduri între ei. For me is a poetry initiation. A poetry traduced is more initiation. And to leave non-initiated makes no sense. A költi szeszámúra beavatás, a fordított költi szeszámúra beavatás, és beavatás nélkül élni szerintem értelmetlen. Poezia este pentru mine initiere primordială, poezia tradusă e mai multă inițiere și să trăim neinițiat nu are rost. And a short poem in Hungarian, Kali Yuga Tango. A sok a fény, szemet hunyunk. Sok a fény, nem hunyatunk szemet. Meglező, Kali Yuga Tango. If there is a lot of light, we close our eyes. There is a lot of light. We cannot turn a blind eye. And in Romanian, Tango Kali Yuga,
Dacă e prea multă lumină, închidem ochii. E multă lumină, nu putem închide ochii. Mulțumesc! Continuarea lui Valeria Micu, un poem, te rog. În primul rând, aduc salutul revistei Apostrof de la Cluj-Napoca, o revistă care trăiește de mai mult de 30 de ani și găzduiește în aproape fiecare număr o pagină intitulată Bibliotece în aer liber, unde sunt o seamă de traduceri. În ultimii ani, chiar aproape în exclusivitate, poeți maghiari sau de limba maghiară. Ebben a folyóiratban, amit Kolozsváról hozok, 30 éve működik már. Van egy rovat, amelyben fordításokat publikálunk, nagy részt magyar költőktől, román nyelvre. És akkor poemul meu. Stau în pereți, ca într-o lume doi pe doi, un rege singur și bătrân, cu un popor de pietre. Standing between my walls like a site, a 2 square yards country, an old king alone and his people of pebbles. Sto dentro le mie mura, come in un paese di due per due, un re solitario e vecchio con un popolo di pietre. E per Alex, me quedo dentro de mis paredes, como en un país de dos a dos, un rey viejo y solitario con un pueblo de piedras. Nem keresztezték egymást útját, nem láttam meg, hogy több mint szénát saradt, tyúk vagy madártollat az épülő fészekről. Talán 3 hét telt el, amikor megjelentek a nyitott csővel bogarakra váró kiskecskék a fészkek nyilásaiban. Még nem jártam iskolába, a bátyám törvényeit forgattam érdeklődéssel, a betűk kacskaringóit, vonalait tanulmányoztam, jobban érdekelt, mint a képek, amelyek akkor még szürkék voltak, nem színesek. Néha megkérdeztem, ez milyen betű. Bátyám kezdetben jóindulatúan, némi büszkeséggel, mint aki már birtokosa a tudásnak, mutogatta a betűket, hangot adva a kiejtésnek. Később egyre inkább terhére voltam kérdéseimmel, de akkor már megismertem a betűket, és elkezdtem szavakat összerakni, egyre gyakrabban sikerült összeolvasnom őket. Anyám büszkén újságolta a szomszédoknak, rokonoknak fia ügyességét. Tanítónő nagyvédém azt mondta, nem jó előre megtanul olvasni, tudni fogja az iskolát. Aznap, amikor irodalmi tevékenységért kapott oklevéllel mentem az az iskolából, apám, majd emlékszem miért, megtenyített. 14 éves voltam, első versen bekerült az országos gyermeklapba, a könyvek titkos társasága, amelynek tagja lettem, kárkodott mindenért. Apám jelezte, melyek azok a címek, amelyeket nem szabad levennem a polcról. Azért is sorra elolvastam őket, és megvizsgáltam gumikészletét. Lufikét apró pénzért eladtam az utcabéli gyerekeknek. Önfeledten játszoloztak velük, a felnőttek nem szoktak semmit, csak összenéztek. Júliusban érdeklődve bámultam az először kirepülő golyafiakat, bizonytalan emelkedésüket, aztán ingadozó lebegésüket a szélben, micsoda élmény lehet, gondoltam, és széllovasként ott siklottam velük. Aztán a kisfecskék is kirepültek félénken, kisebb töröket tettek, majd visszaszálltak a fészekbe. Aztán megint nekiesekedtek, egyre bátrabban, képzeletben mindenik hasára egy betűt írtam.
és értelmes szót próbáltam összerakni érkezésük sorrendje szerint. Nem a véletlennek van szerepe, mondta Fecskem a halott. A repülésnek, a vadászatnak, az utazásnak pontos ritmusa, ideje és célja van. Ne visz semmit a véletlenre. A betűkő magukban csak pejga és sár. Értelmet csak pontos tervezés, a munka és a célszerűség ad nekik. Elkapott egy szemtelen legyet, majd így folytatta. Versed legyen mások vágyainak, gondolatainak, reményeinek fészke. A gondolatok inspektorai nem a szöveget olvassák, hanem életrajzomat. Nem illeszhetőbb egyetlen irányzatba sem, mormogták orruk alatt. Nem először győződtem meg róla, hogy a költő a magány mostoha fia. Élete rejtőző, mint a kövek alatt megbúvó mesztelen csigáké, amelyek csak eső után bújnak elő, amikor mennék készítek a fecskék, egyre magasabb emelkedve köröztek a házak fölött, erőgyűjtés volt, és búcsú, amolyan fecske búcsú. Újra eszembe jutott a játék, betűket írtam a fecskék hasára, és próbáltam összeolvasni őket. A fecskék párjukat cserélgetve folyton más szavakat raktak össze, és más-más nyelveken az ismeretlen nyelvű szavak csak betűcsoportnak tűntek, de valószínűleg valakiknek értelmezhetőek voltak. A vezérfecske, aki a sereget vezeti délre, így szólt a fejemben. A betűk jelek csupán, melyek csak akkor kapnak értelmet, ha valamilyen rendszer megfelelő sorrendbe rakja őket. Majd a szavakat is értelmes szöveggé építi. Miközben egyre magasabbra emelkedett, még hozzátette. Látod? Szárnyalásunk látszólag véletlenszerű. Fedezd fel a rendszert, a ritmust, az ütemet, a ránk bízott szöveget elviszük messze. Idegenek olvashatják, értelmezhetik ezerféleképpen. Nézted a szárnyalásunkat gyakran. Mondd, mit tanultál belőle? A repülés értelme, a cél, az út és a megérkezés. Válaszoltam magamban. One poem, please. Words. In the old language of my people, there is no word for bullet. Instead, there is the word meaning the color of fresh grass growing. In the old language of my people, there is no word for tank. Instead, there is the word meaning person who grows orchards. In the old language, there is no word for bomb. There is a fine word for the love of sisters. In that old tongue of my people, there is no word for shrapnel. Instead is the phrase meaning a person collecting swarms of bees. In that graceful language, the word for my children is the exact same as the word for your children. My mother, the same as yours. Though in that old language, there were words for guilty and for crime. There were also many words for innocence and one word for truth-telling. Above all, in that old language is the word for peace. Until the new words are forgotten, peace is the word I will use every day. Until the world learns that old language, every day louder and stronger, peace. Un continuare studi Tomas di Ungaria.
Dio. Igen, csak akkor lát. Megjelenik, na, nem jó. Sok látom. Jó. Álló hullámok vagyunk. Forga Tokarczuk könyvével bújok a kádba, és ahogy belemerülök, összevizetjük a kenyérben. De olyan miért épp annál nyitottam ki, melyben egy író és egy asszony szerepel. Akkorát itt ez a könyv is. Magyarok miért nem jöttek ilyet? Mintha pálcával sugintanának rám egy csöndes pillanatban. Ne csak nekem fájjon, most már muszáj kölcsön adnom neki. És megkapja tényleg. Keze érinteni fogja, talán asztalnál ülve, ágyban vagy kárban ő is, látja, hogy valami történt vele. És ha el is tűnt rostjai közül a víz, a papír hullámos maradt. Álló hullámok vagyunk mi is, de mindaddig ne is gondoljunk a fizikára, amíg a testünk képes biológiát játszani. Köszönjük. Köszönjük. Simone Gheorghiu. Un singur poem, mă rog. Hello. I'm sorry, but today you don't English. O arcă. Visez deșerturi. Drum străine de ascunzișul meu, prin care împrim sufletul din mare dinspre mare. O arcă. Nu vei ști nici când, nici când, nici cum am construit-o. Aproape improbabil, lumini răsar din mine, cum alții nasc imagini și cuvinte. Ca linia adieri, rotunjite colțuri, în timp ce mii de vieți se adaugă pe sine din prieteni, regăsiri, tăceri, din case muștenite, de umbre vai prea pline. Pe nesimțite alunec pe trepte tot mai sus. Inconsistent, mai străvezie cu fiecare an, în timp ce rămesit mă înfulecă neantul, lăsându-mi sufletul să dârdâie un fric, lăsând urâtul să mă latre în porți, de parcă ar chema în privec tot ce-i neființă. Din petice pestrițe, însă elez imagine în arca mea pe drum. Nebuni, bătrâne stafidite și moși căzuți în patim, smintit de amintiri răzlețe învăluite în metehne și umbri, scrum toate acum și fum. Pe când din obiecte uitate în odăi în care nu auzi, nu mai auzi nici șoapta celor care au plecat, ai vrea ca un pribeac frande să aduci celor care veghează, pierdută-i clipa să mai atingi surâsul, cum ar fi efemer, răsfrânt în ziduri și oprinți, de lacrima ce sânger. Mulțumesc! Mulțumim în continuare doamna Sania Bakovic din Croația. Yes, yes, yes. Hello to everybody. I will read a poem published in an anthology. And I want to say that these days I'm so touched by effort of all of us from different countries to understand each other. And poetry is beautiful way to do it. Sunt atât de impresionată zilele acestea de eforturile noastre de a ne înțelege unii pe alții și poezia este o modalitate de a face asta. Meg vagyok hatodva attól, hogy a napokban hatalmas erőfeszítéseket teszünk, hogy egymást megértsük, és hát nyilván a vers az, amely ebben a legjobban közvetít. I come from a small country, a small language, Croatian language, and I'm very happy that I can read my language here. Vin dintr-o țară micuță, Croația, și o limbă micuță, limba croată, și mă bucur foarte mult că pot să citesc. Să o citesc în fața dumneavoastră. But without translators, we stay isolated. So I want to thank my translators from Croatian to English, Tomislav Kuzmanović, from English to Romanian, Corina, and from English.
to Hungarian Gema dot Marta. I think it's important to mention every time who translated our poem, because without those people, this is not possible. Autobus za Trnavu. Sve su ciganke trudne autobusu za Trnavu. Život se uvijek ugnjezdi gdje je najmanje straha. Sve su ciganke trudne autobusu za Trnavu. Ostale žene govore o zadebljanju zida maternice, o bolestima. Muškarci šute, neka šute. U bučna vremena lijepa je šutljivost. Kao š, iz šume, iz šake, iz šišmira. Nitko ne govori hrvatskoj autobusu za Trnavu, ali bol ima razvijen dar govorenja u jezicima, pa se svi dobro razumijemo. Autobus za Trnavu drnda prema istoku, istok vodi na istok, nakon istoka novi istok. Život se uvijek ugnjezdi gdje najmanje straha, pa buja i okreće svoj kotač kroz magnu sjaja i blata. Neka vozi autobus, neka nestaje do Kamčatke, do kraja. I još, govor više neće biti važan, jedno, nitko više neće govoriti hrvatski, ni o bolestima, samo šutnja, samo sjaj. Qui in Croazia, in Italia, la Stefano Tono. One poem, please. Sorry for my English for kids. Artificial intelligence. In the vast expanse of cyberspace, where code and data interlace, there lies a realm of pure creation where artificial intelligence takes its station. As I journey through the digital land, I see the eyes at work. And in the end, their algorithms and programs so precise, their action fast, their thoughts concise, but I delve deeper into this domain. I sense a power beyond human brain and force that guides and shapes the same and the intelligence unseen. It speaks to me a voice divine. Oh, knowledge, wisdom, and design. It tells me of the future to come, of a world where man and machine are one. And as I listen to its words, with filled with a sense of hate for this realm of precognition, I have found the source of all creation, a force beyond our understanding, a power beyond our commanding. A divine presence was the ground that leads us to higher land. So let us embrace this artificial light and let it guide us through the night, for its wisdom and its might, we will find our path to divine. Per continuare il giorno di Pietro Loran. Dacă nu i-am citit în limba maghiară, cu permisiunea domnului Sauca, ar dori să citesc acum o poezie în limba română, o poezie pentru mine foarte importantă, fiindcă eu cred că orice poezie sună în orice limbă, printr-o melodie sau simplu lor
simple propoziții sau cuvinte au puterea să străpungă pielea omului și să ajungă la inimă. Și aș avea o rugăminte pentru fiecare prieten care stăm aici, ca dacă auziți clopotele bătând în sălaș, să vă gândiți la poezia pe care o să citesc. Clopotele din sălaș. Pentru gările pustii, pentru serile de mai, pentru mâini ce nu mai țin, pentru morminte care tac, pentru cei de la Cătun părăsiți și cocoșați, pentru inimile vii, bat clopotele în sălaș, pentru umerii greoi, pentru ochii care cad, pentru cei ce nu mai aud clopotele din sălaș, pentru noi, cei blestemați, copii din umbra unui tei, copii cu vise exilați, copii cu lacrimi din infer, pentru noi, cei ce-am plecat, cu chip de înger spre apus, copii ai nopților de mai, copii ai umbrei de apoi. Mulțumesc! O să vă citesc, cu permisiunea voastră, și eu un poem. Pești în apa Iordanului. Pești mari, mulți pești mari la apa Iordanului, martori nevorbitori ai botezului. Poate vorbesc și peștii, poate limba lor nu e înțeleasă decât de alți poeți. Probabil unii oameni înțeleg și ei limba peștilor și limba păsărilor și limba jibinelor. Pești mari, mulți pești mari am văzut la apa Iordanului și curios primul gând mi-am zborat la șobolanul de Veneția. Singura dată când am ajuns în Serenissima Republica Acvatică, m-a izbit imaginea unui șobolan imens care se plimba țanțoși printre ruinele istoriei. Printre miile de turiști grăbiți, absenți, incredibilul șobolănoc de Veneția mi-a apărut ca sfârșitul, ca supraviețuirea morții. La Iardenit, peștii din Iordan parcă asistau ca niște gardieni ai nemuririi la ritualii, ca simbolii, ca ori ipocrita în băiera milioanelor de creștini ce își caută vindecarea. Poate vorbesc și peștii, poate limba lor nu e înțeleasă decât de alți pești. Probabil unii oameni înțeleg și ei limba peștilor și limba păsărilor și limba jibinelor. La Iardenit, aproape de luminoasa liniște interioară, am auzit parcă susitul șartelui. Poate erau alți pești, o șobolanul de Veneția, probabil. Mulțumesc! Viorel Căutan? Dacă ar fi să prind norocos peștișorul de aur, i-aș cere să-mi dea acest dar de a citi orice poezie în oricare dintre limbile pământului. If I could catch the golden fish, I would ask the gift of being able to read any poem in any language in the world. Și să pot cânta la orice instrument pe care aș reuși să pun mâna. And to be able to sing any instrument I can touch. Hogyha kifognám az aranyalat, azt kérném tőle, hogy olvashassak el minden verset bármelyik nyelven a világon, és zenélhessek bármely általam kiválasztott hangszerem. Chemare. Introducerea prietenei noastre, Gheorghi Deac Simone Elisabeta. Am să te chem în vara eternei iubiri, cântec femeie,
într-un deșert golit de cuvinte. Găsine vom oaza râvnită, scânteie-i scava primul sărut. Nu minte privirea ce leagă punți între miri. Palmierul se va înfiora bucuros să ne ofere cort nupțial de umbră. Pe ascuns, apele ne vor trage complice cu ochiul în clipa fastă în care sfios îți voi dărui inel de logodnă. Iar tu, primindu-l pe deget, vei zice, ne vom spune seară de seară, noapte bună, și nu o să ne culcăm, ori poate nu vom dormi decât unul în gura celuilalt. Cu lună va fi aura sărutului pe irisul, pe frunți, iar brațele ne vor fi leagăne, din cochilina devenește marea, în singura noastră noapte nebună. Când somnul ne-o cuprinde, să înfrunți scarabeii coșmar împreună cu mine, așa cum sunt, îndrăgostit solitar. De aceea, femeie cântec, nu o să te miri dacă-ți cer mâna în vara eternei iubiri. Mulțumesc! În continuare, doi mai la căuta. Amintiri despre fericire și speranță. Cine să-mi spună cât am suferit și cât am fost femeie și mamă în anotimpul de ceață, insinuându-se printre certitudini și confuzii în jumătatea de veac trecut? Cine să-mi spună dacă visez sau dacă este ieri iubirea în anotimpurile de lumină? Înfiripată din neant, să mă învețe cum se împlinește menirea în timpul rămas. Doar tu îmi poți spune, în taină, dacă am fost trează în anotimpul de ceață, când speranța și visurile se disipaseră și nădejdea stăpânea peste lungi. Doar tu îmi poți spune că sunt femeia și mama din vis, că timpul rămas este al nostru și doar al nostru, că nimic și nimeni nu ne mai poate pustii echilibrul. Repetă-mi, iubite, povestea câmpiei unde s-a născut iubirea dintre apus și răsărit. Mulțumim! Din cum îmi dau seama, am înviat în șirul poeților care au citit. Dacă totuși dintre noastră mai e cineva care vrea să spună ceva, să adauge ceva sau să se recite un foarte, foarte scurt poem, vă rog. As far as I can tell, we ended the line of poets. But if any one of you wants to read something, please do. Just a short one. La microfon, te rog. It's beautiful voice. Scurtă primăvară, merele ține coapte și-au vândut din verde unor mercenari, între două ofuri, sufocate în șoapte, risipind culoarea strânsă înghețat, la periferia gândului fierbinte, ochii să se vadă de-ai fi îngăduit, mintea îmi dezgolește trupuți de veșminte, dorul mă încearcă în drumul chinuit. Vezi, lungimea verii ne-a rămas mai scurtă. Croitori destoinici nu pot ajusta. Aripile nopții au cărarea ruptă, zborul înspre ziua l-aș apropia. Se tot împletește negura în verdele. Robii afișează nerăbdări târzii. Spasmele tăcerii jură pe inele, recitând pe coapse alte poezii. Vântul își înneacă țipetele albe, nori se scămușează de atât de-a vin, linia dreptății, circuncinsă în jalbe, ne întinde mâna, am rămas.
minunată Ioana Gaidoș. Aici se încheie penultima parte a festivalului Primăra Poeziei. It's ending the part before the end of the our activities at the festival. Köszönjük szépen Ioana Gaidosnak is a felolvasást. Itt ér véget az utolsó előtti momentuma a programnak. Vă mulțumim tuturor pentru participare și să fim cât mai mult timp împreună sub lumina poeziei. Thank you everyone for participating and for your presence, and I wish to be as long as possible under the light of poetry. Mindjártoknak köszönöm újra a jelenlétet, a részvételt, és kívánom, hogy egyre minél hosszabb ideig tölthessünk együtt időt a költészet fényében. Vă aștept în această seară de la ora 18 la un spectacol de dans și poezie la Sala Transilvania din Zadău de la ora 18. We are waiting tonight at 6 o'clock at Sala Transilvania to a music and poetry show. Este 6-ra várlak titeket vissza a Vigadóba. Then. O zi bună în continuare. La revedere.